Lupta pentru imunitate la Survivor România. Simt că sunt o țintă. Mă bucur de viață. Când simțeau că lucrurile s-au așezat și că au găsit strategiile potrivite pentru a merge cât mai departe în show, aseară, concurenții de la Survivor România au aflat că nu vor mai exista deloc echipe în jocuri. Au înțeles că de acum trebuie să fie mai duri, mai siguri pe ei și mai atenți la fiecare detaliu. În doar câteva ore, Survivor România revine, iar de această dată este vremea luptei pentru imunitate. La primul joc pe cont propriu, Ștefania a demonstrat că i-a mai rămas energie și pentru finalul de sezon și s-a descurcat incredibil pe traseu. După ce a jucat finala chiar cu buna ei prietenă, Carmen, fosta gimnastă, a câștigat o recompensă de neuitat: un zbor cu elicopterul, o masă copioasă și o noapte la hotel. Nu a fost singură. Ce a ales să-i aibă aproape pe Carmen, Andrei și Danursa. Prefer să mă simt obosită fizic decât psihic, a admis fosta faimoasă la finalul probei, iar în timp ce se bucura de câștig, nu a putut să nu recunoască: Mă bucur de viață. Mi-am depășit o nouă frică la Survivor, a mai adăugat Carmen, după zborul cu elicopterul. Între timp, pe insulă, concurenții au avut parte de multă liniște și relaxare. Mă bucur de ceea ce am acum, a zis Porcolab, completată de moromete, raiul pe pământ. În acest rai. În timp ce se plimba, moromete a aflat și ultimul indiciu necesar găsirii simbolului de imunitate ascunsă. Rămâne de văzut dacă îl va și descoperi. Diseară, cei opt concurenți se întorc pe terenul de joc, în proba care le poate asigura liniștea pentru încă o săptămână în competiție. Mă simt mai mult decât perfect. Este cazul să câștige și o fată, va spune Ștefania, în timp ce Crișan vrea să-și ia revanșa pentru săptămâna trecută, când a pierdut și a ajuns la vot. Sunt bine, sunt pregătit. Simt că sunt o țintă, va afirma el înainte de a intra pe traseu.